la un încearceți, eu sunt Andy și am găsit la un nou episod, după cum ați văzut și în titlul astăzi, să jucăm Build Battle. Dar înainte să începem acest episod, vreau să fac o promovare lui Sebi the Wolf, care are un canal cu 467 de abonați și după cum puteți vedea, face ceva videoclipuri destul de interesante. Se joacă The Bridge, se joacă Skywars, se joacă Defran, ce se mai joacă pe aici, Dragon SMP, se joacă Rocket League, ce mai avem pe aici, Plants vs. Zombie și multe alte jocuri. Și printre care cel mai mult Minecraft. Deci dacă vreți să vedeți ceea ce face, am văzut că are o calitate destul de bună, și audio și video, intrați la el pe canal, vă abonați și faceți voi tot, dacă tot ce vreți voi. Haideți acum să trecem la clip, să vedem astăzi dacă o să reușim, după atât de mult timp, să jucăm din nou Build Battle, fraților. Build fucking Battle. Deci vă zise, n-am mai jucat Build Battle de... Cred că peste 3-4 luni, nici nu știu, o să mă uit, chiar o să mă uit pe canal să văd. Dar știu sigur că este foarte mult timp de când n-am mai făcut treaba asta. Ia să încerc, poate am timp să caut repede aici. Mamă, hai, tati, hai. Nu, ce făcut jocul? World... Normal că am început. Ce? Pull, what team? Treehouse, hai mă facem... Treehouse, aha. Deci, fraților, am mai jucat pe 24 aprilie, fraților. Asta vine mai mult de 5 luni, cred. Treehouse, ok. First of all, din câte mi-amintesc eu, ar trebui să avem grass pe jos. Așa. Bun. Second, we need a tree. Cred că am nevoie de un copac, dar unul mare și gros și frumos. Nu, mai mare. Ca vreau să fac ceva și mai chiar. Bine, acum, vă zice, nu știu cât timp o să am să fac toată chestiuța asta. Adică, cred că o să fie cam greuț un pic pentru mine. Mai ales în condițiile în care eu n-am mai construit de foarte mult timp. În fine, hai că ne descurcăm noi. Avem și decât 5 minute la dispoziție, dar... O să încercăm să facem ceva frumos. 4 minute remaining. Super! Ok. Nu. Cum se numește, mă? Cum se numește scările, mă? Băi, să-mi ba picioarele. Nu știu cum se numesc. A, uite-le. Ladder. Băgam aici picioare. Ladder. Îngăță-i piciorul. Ok. Avem nevoie de mult mai multe chestii acum. Adică ca leaves and shit and stuff. Băgați-ai piciorul că nu e de ajuns. Da, o să ies un căcat, dar încercăm să fie unul frumos. Trebuia, cel mai bine făceam un pom care îl creșteam și după aceea făceam în el o casă. Da, băi, dacă am puțin noroc, cred că toată chestia asta poate să iese bine. Dar doar dacă am noroc. Deci doar dacă am noroc. Norocul nu prea a fost de partea mea în ultimul timp, așa că hai să vedem. Poate astăzi se naște ceva din toată treaba asta. Bine, pomul ăsta arată foarte fucking ciudat și creepy, dar... Oricum n-am timp destul, că dacă aș avut timp, poate aș fi făcut o casă mult mai frumoasă. Băgați-i piciorul, a ieșit cea mai proastă casă în copac care am făcut-o vreodată în viața mea. În fine, hai să încercăm. Deci așa casă din copac proastă n-am mai făcut de când mă știu, să-mi bag picioarele, pe bune. Ba, picioarele, sper să iese ceva pe aici. Deși nu cred că o să iese. De
deci a ieșit așa o ciudățenie, încât mă mir și eu. Pe bune. Ciudățenie de zile mari. Băgați-ai piciorul. Așa prostie n-am mai făcut de când mama a făcut. Oameni buni, nu vă supărați. De fapt, nu e chiar așa o mare prostie, dar... Nici nu poți să zici că e o superbită. De fapt, e cam o mare prostie, sincer să fiu. Bun, sus. Așa. Pune repede aici niște paturi, ca asta pot să le placă la copii. Paturi. Așa. Window. Glass. Pane. Am 30 de secunde. Aia, că a ieșit ceva. Mi-a dat și mie un like, ceva. Nu, bun, hai să ieșim afară acum. Hai, bă, ieși. Nu, 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 nu. Cea mai fucking urâtă casă din copac. Wow. Bă. O să-i dau pup. Deci, eu am zis că mai proastă. mi-a pus a doua pe a mea. asta nici măcar nu e o casă. Pup. N-am apucat să votez. Tree house. Ce pui mea asta? Ce zisă? Treehouse. Bă, asta arată bine, dau good. Uitați, e ideea șmecheră cu chestiuțele la micuțe în miniatură, gen nu trebuie să intri neapărat în ele. Treehouse. Ok. Asta a avut aceeași idee ca mine. Numai că amândoi n-am fost destul de inteligent să ducem la bun sfârșit. Asta nu e un copac. Nu se dau pup. Hai, ok. Bă, asta chiar arată șmecher, bă. Good. Îmi place cum arată mult de tot chestiuța asta. Asta ok. Se înghesuie toți acolo înăuntru. Mănâncă nasul și îmi și curge nasul. Wow. Good. Nu pot să mă hotărăsc între aceștia trei. Au fost toate bune. Mult mai bune decât a mea. N-am ce zice. Asta nu e chiar așa cine știe. Ce ăștia o să-i dau ok. What the fuck is this shit? Oh my god. Poți intra și înăuntru? Vai de mine. Vai de mine, pup. Asta nu-mi place. Asta bare nici măcar nu e un copac. Super, pup, îmi pare rău de tot. Să nu vă ziceți că, ah, dai voturi mici. Eu l-ai locul nou, în fine. Ah, da, asta e aia care mi-a plăcut. Și mi-a plăcut asta mult de tot. Chiar mi-a plăcut. A fost bun, n-am ce zice. Eu am un locul nou. Și erau, câți erau în total? 16 sau 12? Dacă erau 12, înseamnă că sunt bun rău de tot. Ia să-ți umplică, nu mai știu câți erau în total. Build battle. A, 16. Am fost cam pe la jumate, n-am fost chiar ultimul. Au fost și mai fraierici decât mine. Băi, ce vreau să zic. Am unde aici, eu am mai căutat niște juculețe să ne jucăm gen de pe aici. O să-l încercăm, poate, nu știu, să vedem pe ăsta. The Walls. The Walls îl mai știți. Nu știu, o să vedem ce o să mai jucăm și să vedem dacă mai găsim ceva joculețe și minigame-uri destul de interesante încât să... YouTube ăsta. Încât să ne jucăm să facem ceva frumos. Ce fățo uneori, șeliu. Îmi place că aici stai așa cu capul în mână, uite-l, op. Cu capul în mână, Deci nu mai știu ce vreau să vă arăt un minigame șmecher, smash heroes pe ăsta. La asta e un minigame destul de șmecher, problema e că mie nu merge textura.
Nu știu, acum o să mai încerc probabil o dată să intru pe el, dar ultima oară când am intrat nu mergea textura și dacă nu merge textura nu poți să te joci. Adică cam pe asta se bazează, trebuie să fie textura și șmecheră. Ata tot. În fine, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și eu butonul de like și dacă mai vreți să mai facem episoade din Build Battle în care probabil chiar o să construim ceva ca lumea, lăsați un like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!